nume derivând din acest Sfânt Gheorghe și avem o seamă printre noi. Nu suntem într-o ședință obișnuită de Consiliu Municipal. Lucrurile au fost oarecum decise, nu oarecum, dar decise cu o strobitoare majoritate de voturi. Suntem doar într-un moment festiv în care comunitatea a ales să prețuiască unul din membrii săi. Și tocmai ca dovadă că reprezintă cultura, brand-ul orașului Botoșani, își prețuiește unul din oamenii de cultură, își prețuiește unul din oamenii care este cu adevărat ambasador al culturii botoșenene, ambasador al culturii românești pe meridianele lumii. Nu e vorba doar de o figură de stil, este vorba de doamna doctor Lucia Olaru Nenati, poetă, prozatoare, jurnalistă, directoare de teatre, orice ar spune eu, oricum dintr-un păcat, oricum uit ceva și mă voi alege cu siguranță în final cu un milion de reproșuri, că am uitat să spun și deputare mele și deputare domeniul, care domnia sa s-a dovedit foarte vizibilă, pe care îmi îngădui să spun că doamna Lucia Olaru Nenati, născută la Rădăuț, dar potoșeneancă prin anii de udă aici, a început prin a gândi într-un anume fel casa memorială muzeu de la Lipotești și și-a început cariera aici. A studiat Eminescu și a spus lucruri foarte importante despre poetul nostru național. Le-a spus atât în România cât și, spuneam, pe meridianele lumii, Germania, Iosef, Canada și mai prin alte părți unde au purtat-o pașii sau membrii familiei care au crescut-o în spirit umanist. În calitate de directoare a teatrului, poartă minunata vină a acelui port de flori spiritual, a acelui moment în care energiile se acumulaseră și puteau duce la reîntregirea atât de firească a teritoriilor românești în stânga Prutului, aducând atunci alături de Grigore Vieru pe Ion Aldea Teodorovici, Doina Teodorovici și o pleiadă întreagă de oameni ai spiritului din stânga Prutului, urmând apoi o altă perioadă dificilă privind autofinanțarea Teatrului Eminescu. Am întrecut o perioadă a birocratului la Teatrul de Păpuși, după care a revenit în zona publicisticii, la Gazeta de Botoșani și structurile acestea care au urmat în domeniu. În ce mă privește, s-o credesc că doctoratul domnii sale, aprecia de Academie, care a și tipărit această lucrare, Arcade Septentrionale, se numește o lucrare care explică foarte bine acest miracol, cred că nu greșesc spunând, al ivirii atâtor genii pe pământ botoșenean. Toate acestea spuse și altele încă, colaborări la diferite reviste, colovii, prezențe internaționale, soțul unde iese, spun și lui de merite, așa, care au făcut ca mediul acesta online realmente să se audă de botoșani și viața spirituală de aici să fie într-o anumită glorie, pentru că, de regulă, doamna Olaru de merge farmecă fără nicio rezervă și este minunat faptul că în 2-3 zile și pleacă de acolo. Lumea rămâne cu oamenii ei. În vreme ce aici, ar fi, cum și spune Tărățeanu, academicianul aici minunat, e greu să fii profet în satul tău, aici lucrurile sunt ceva mai nuanțate. Dar, iată, este, spuneam, prin votul consilierilor, s-a făcut dreptate, ca să zic așa. Doamna Lucia Olaru, primind în acea ședință votul consilierilor municipali. Rămâne domnului primar acum minunata misiune, aș spune, ca în mandatul domniei sale să prețuiască un botoșenean realmente de valoare, care înseamnă foarte mult pentru cunoașterea lui Eminescu, pentru ceea ce înseamnă Botoșani și viața spirituală a orului noastre. Domnul primar, vă rog să...